Hai să vedem pentru ziua de miercuri, 1 septembrie, care este energia cărților de tarot. Pentru această zi de miercuri avem aici 7 de cupe, o carte care ne vorbește despre alegeri. Foarte multe alegeri, foarte multe opțiuni în fața voastră și nu știți ce să faceți. 7 de cupe mi-arată că astăzi există un risc foarte mare să fiți cu capul în nori, să fiți foarte visători și cumva și detașați de realitate. Pentru că această carte ne arată că, într-adevăr, lumea este plină de potențial. Există foarte multe oportunități în jurul nostru. Dar pentru că în această zi nu suntem suficient de conectați cu pământul, conectați cu realitatea, pentru că nu avem toate informațiile necesare, pentru că aici lipsește o piesă cheie din acest puzzle, nu putem să luăm decizia corectă. Și în această zi de miercuri s-ar putea să vedeți că o să fiți foarte indeciși, nu o să puteți să vă hotărâți asupra nimic. O să vă fie mai greu să vă hotărâți până și ce vreți să vă comandați la prânz. Nu este ziua ideală pentru a lua decizii, nici decizii mari, nici decizii mici în viața noastră. Prin urmare, dacă vedeți acest video în ziua de marți, când îl postez, marți seara, încercați să vă planificați ziua de miercuri cât de mult puteți, în cât de multe detalii puteți. Încercați să luați toate deciziile pe care le puteți lua anticipat astăzi. De exemplu, hotărâți-vă de marți seara cu ce o să vă îmbrăcați a doua zi. Hotărâți-vă de marți seara ce o să vă luați de mâncare la lucru în a doua zi. Hotărâți-vă cu o zi înainte la ce oră vreți să vă treziți, cu cine vreți să vă întâlniți astăzi, care o să fie programul, care o să fie itinerarul pentru această zi. Fiindcă ziua de miercuri va fi una foarte aiurită, foarte aeriană și dacă nu vă planificați dinainte, dacă nu vă folosiți de energia treiului de bâte care a apărut pentru ziua de marți, ca să vă planificați foarte bine ziua de miercuri, riscați să nu obțineți ceea ce vă doriți, să luați decizii greșite, să aveți întârzieri în anumite proiecte, în anumite livrări, în anumite lucruri pe care ați fi vrut să le terminați la timp. Cu 7 de cupe, sincer, cel mai bun lucru pe care ați putea să-l faceți este să vă luați o zi liberă și să mergeți la plajă sau la munte. Dar știu că asta nu e posibil pentru toată lumea. Pentru unii dintre noi chiar nu e posibil să ne luăm așa o zi liberă de azi pe mâine. Și pentru aceia dintre voi care trebuie să mergeți la lucru, trebuie să vă vedeți de viața voastră ca de obicei, încercați să vă planificați cât de mult puteți din ziua de miercuri, încă de marți seara. De asemenea, încercați să evitați miercuri, să luați niște decizii majore, mai ales niște decizii din astea de care vă schimbă sau vă influențează toată viața. Nu e momentul ideal să cumpărați o mașină, un apartament, să semnați un contract mare. Nu e momentul ideal pentru că aici, repet, lipsește o piesă cheie, lipsesc anumite informații, nu vedeți adevărul pe de-antregul și riscați să fiți prea optimiști, să nu vedeți toate riscurile și să vă asumați anumite lucruri pe care n-ați vrea în mod normal să vi le asumați. Aici riscați să treceți cu vederea niște semnale de alarmă pe care în mod normal nu le-ați trece cu vederea. Bineînțeles, dacă n-aveți de ales și trebuie să semnați un contract la notar sau anumite acte în ziua de miercuri, iarăși, luați-vă toate măsurile de precauție și citiți contractul de marți. Asigurați-vă că ați pus toate întrebările necesare, că dacă aveți o neclaritate, vă o clarificați. Luați-vă toate măsurile de precauție posibile. Cu 7 de cupe nu trebuie neapărat ca lucrurile să iasă dezastruos. Bineînțeles, tot timpul există posibilitatea ca lucrurile să iasă bine, dar e mai bine să nu riscăm în această zi decât să facem niște greșeli pe care le puteam evita cu mai multă planificare, cu mai multă chibzuință, cu mai multă răbdare. De asemenea, aveți grijă în această zi de miercuri la toți oamenii care par falși, care vă promit mai mult decât pot să livreze. Dacă o ofertă, un lucru, o persoană pare prea bună, prea ieftină, prea perfectă,
probabil că acolo sunt niște defecte ascunse pe care încă nu le observați, așa că aveți grijă. Pentru artiști, pentru designeri, arhitecți, pentru toți cei care activează în medii creative, este o zi foarte bună, o zi foarte creativă. Concentrați-vă pe a vă conecta cu muza voastră pentru a face rost de aceste idei inovatoare, de aceste idei creative de care aveți nevoie. Dacă v-a plăcut această interpretare zilnică și vreți să vedeți și etalările lunare și anuale pe care le-am pregătit pentru fiecare zodie în parte, precum și etalări de tipul alege o carte și pentru cei care aveți nevoie de răspuns la o întrebare foarte clară, foarte concretă, niște etalări pe care eu le numesc etalări fulger, sunt foarte scurte, sub un minut, în care dau un răspuns foarte concis la o întrebare foarte clară. Dacă aveți și alte întrebări pentru mine, lăsați-mi-le în comentarii și o să mă inspir din ele atunci când pregătesc următoarele etalări fulger pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!